așa, uitați încântarea care a rânduit-o pentru noi în dimineața aceasta. Dumnezeu binecuvântat să fie numele Lui. Zice așa, fii curajos în marea luptă, fii viteaz. Când valurile se ridică în talaz, nu te lăsa de valuri mării biruit, deci tu te luptă să fii mântuit. Amin. Și cântarea aceasta, care tocmai am terminat-o acum, spune, când lupta e gata, vom purta cununa. Amin. Și mai spunea, în cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat și pentru mirele Iisus chiar viața ei și-au dat. Gândurile acestea, frați și surori, ar trebui să ne însuflețească în această dimineață și nu numai, ci de aici încolo. Fiindcă Dumnezeu vrea să ne spună ceva prin aceste cuvinte, slăvit să fie numele Lui. Amin. Și fiindcă Dumnezeu ne-a vorbit să ne luptăm, ar vrea să vă aduc aminte de câțiva oameni din Scriptură care au fost luptători. Și știm că lui Dumnezeu nu-i plac lașii. Și nici nouă nu ne plac, dar de multe ori și noi ne trezim că dăm înapoi. Și Dumnezeu să ne ierte. Amin. Uitați ce spune cuvântul Domnului în cartea Domnului, în Iosua, capitolul 14. Vorbește despre Caleb, fiul lui Iefune din seminția lui Iuda. Și zice în felul următor. Fiii lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Gilgal și Caleb, fiul lui Iefune, chenezitul, i-a zis, știi ce a spus Domnului Moise, omului Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Kadesh Barnea? Eram în vârstă de 40 de ani, când m-a trimis Moise, robul Domnului, ca să-i scodesc țara. El era unul din cei doi care i-a scodit Canaanul. Frații mei care se suiseră împreună cu inima omuia, cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat calea Domnului. Și în ziua aceea Moise a jurat că îmi dă țara Hebronului. Vreau să scurtez aici ca să nu citesc mult din Scriptură. Și să vă spun că țara Hebronului era muntele unde Avram își îngropase pe Sarai. Hebronul era muntele unde Dumnezeu rânduise și acolo unde Domnul Iisus mai târziu a fost jertfit. Dar fiindcă diavolul știa lucrul acesta, pe muntele acesta a postat anachimii, nefilimii, cei care nu sunt fii dintre cei căzuți. Și uitați ce spune. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață să... A spus în 45 de ani, când umblam în pustie, și iată că sunt în vârstă de 85 de ani. Și astăzi sunt tot atât de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Tăria lui după 45 de ani nu s-a slăbit, frați și surori. Era puternic și tare în luptă. Fie ca Dumnezeu în dimineața aceasta să ne umple cu tărie din Duhul Sfânt. Amin. Era un om hotărât și s-a dus la luptă împotriva anachimilor și Dumnezeu a dat biruință că ceilalți spusese, noi față de ei suntem ca niște muște. Și el a spus Caleb, dacă va voi Domnul, îi vom birui. Și i-a biruit, slăvit să fie numele Domnului. Când am plecat la